Luăm continuare cinematografic la Cluj, așa că vom merge să vedem documentarul De ce mă cheamă Nora când cerul meu este senin, în regia Carlei Teaha, o poveste biografică despre una dintre scriitoarele noastre preferate, Nora Iuga. Eu, care nu sunt deloc onorabilă, nici nu-mi place să fiu onorabilă, dar ea a găsit că eu aș merita probabil să devin actriță de film, mai ales. Și cred că este într-adevăr cea mai mare întâmplare din viața mea. Eu cred că nici nu mai suport atâta dar, un dar atât de greu pentru mine. Și eu când vă văd pe voi în fața mea aplaudându-mă și iubindu-mă atâta, eu nu știu ce să cred, ce mi se întâmplă, ce geniu bun sau rău mi-a trimis mie darul ăsta. Mă gândesc întotdeauna că mi l-a trimis pentru că probabil că va trebui să plec foarte curând. Deși...